sistemul românesc de învățământ de stat e prost gândit. Nu cred că este o surpriză, nu cred că este un adevăr pe care îl auziți pentru prima dată. Pentru mine acest lucru a devenit evident în iunie 2011. Mă plimbam pe holurile Universității Tehnice din Cluj-Napoca în cadrul Facultății de Calculatoare și așteptam să intru în sala de clasă pentru a-mi susține lucrarea de licență împreună cu grupa din care făceam parte, încă 4 colegi de clasă. Eram șocat, eram stupefiat să îi văd pe colegii mei tremurând, agitați, având o respirație foarte sacadată, înroșindu-se. Și odată ce am intrat în clasă, să-i văd ieșind în fața comisiei de licență, făstăcindu-se în condițiile în care ei își cunoșteau foarte bine proiectul de licență. Oameni deștepți, oameni inteligenți, oameni cu caractere extraordinare, se blocau, se bâlbâiau, se încurcau în momentul în care își prezentau ideile. Fapt, din punctul meu de vedere, foarte normal. De ce normal? Pentru că timp de 4 ani de zile noi nu am ținut niciun fel de prezentare în cadrul facultății. Lucrarea de licență a fost prima prezentare pe care noi am susținut-o oral. Ceea ce nu este normal, în schimb, este că timp de 4 ani nimeni nu ne-a pregătit pentru acel moment. Niciun profesor și nicio materie nu ne-a învățat cum anume să ne susținem ideile, cum anume să vorbim în fața oamenilor, cum anume să ne argumentăm o prezentare. Ei bine, sesiunea de examene de licență s-a terminat în cele din urmă cu bine, am trecut cu toții de acel moment, doar că nu am fost singuri și nu suntem singuri în această situație. Conform Eurostat, din 2017 până în prezent, în fiecare an, în România, în medie, între 120.000 și 150.000 de tineri devin absolvenți de studii superioare. Termină facultatea. Dintre aceștia, mai puțin de un sfert, mai puțin de 25% sunt pregătiți, sunt învățați, li se predă tehnici și strategii de a-și prezenta ideile și de a vorbi în public. Mă refer aici la studenții de la comunicare, de la jurnalist, de la drept și unii dintre ei de la actorie. În rest, ceilalți studenți habar nu au cum anume să își prezinte o lucrare de licență, cum să își susțină ideile în fața comisiei, cum să se prezinte la un interviu, cum să-și comunice ideile în public. Și lucrarea de licență este doar primul nivel. Pentru că după licență vine câmpul muncii. E nevoie să mergi să te prezinți la un interviu. După interviu, vine jobul. La locul de muncă e nevoie să participi la ședințe, e nevoie să-ți prezinți ideile. După locul de muncă vine și viața personală, în care ai nevoie de încredere ca să susții punctul de vedere în fața familiei, în fața copiilor, în fața soțului sau soției. Toată această lipsă de încredere, această stimă de sine scăzută te afectează și îți afectează viața din punct de vedere personal și profesional. Și toate astea pentru că sistemul de învățământ din România nu a fost conceput pentru a ne ajuta în acest sens. Dar avem de ales. Putem să ne plângem și să acceptăm situația și să zicem, da, nu ne ajută. Sau putem să facem ceva. Există alternative și spun lucrul acesta pentru că eu am gustat din alternative. În anul 2012 am devenit membru în Toastmasters Cluj. Și de 9 ani de zile în această organizație extraordinară, alături de oameni minunați, mi-am dezvoltat stima de sine. Am devenit încrezător în mine și prin practica și feedback-ul pe care l-am primit la Toastmasters, am învățat cum anume să-mi expun ideile în public, cum să-mi argumentez punctul de vedere și cum să dau mai multă forță prezentărilor mele. Acum, soluția simplă ar fi să aducem toți studenții din România la Toastmasters și să-i învățăm, pentru că noi știm cât de mult poate să-i ajute această organizație. Doar că nu toți vin. Uite, a venit astăzi Alexandra. Dar cât sunt ca ea care aud de organizația noastră și vin? Este o vorbă care spune că dacă nu merge Mahomed la munte, vine muntele la Mahomed. Așa că ce vreau să vă prezint astăzi este o modalitate prin care Toastmasters poate să meargă către studenți.
Una din valorile de bază ale clubului Toastmasters este serviciul. Pe lângă respect, excelență și integritate. Serviciul. Să ne punem în serviciul generației tinere, a viitoarelor generații. Am gândit alături de colegi de-ai mei din Toastmasters, alături de foști și actuali membri Toastmasters, un eveniment dedicat exclusiv studenților, în special celor din anii terminali care urmează să-și susțină lucrarea de licență și care urmează să intre în câmpul muncii. Experți, actuali și foști membri Toastmasters care sunt experți în domeniul lor de activitate, care și-au dezvoltat abilități de paraverbal, non-verbal, de gestionarea emoțiilor, de gestionarea interviurilor și care pot să învețe pe studenți. Și am gândit un eveniment pe care va avea loc în luna iunie, pe 3 iunie, seara, o conferință online menită să educe generația tânără, să le ofere instrumentele, tehnicile, strategiile pe care ei nu le-au primit în școală. Nu le-au primit nici în generală, nici în liceu, nici la facultate. Cred că a venit momentul să dăm mai departe ceea ce am primit noi de la Toastmasters. Toată acea încredere de sine, toate acele strategii și tehnici de construire a unei prezentări, să le dăm mai departe studenților. Da, sistemul de învățământ românesc este prost gândit, dar putem să facem ceva în privința asta. Putem să educăm noua generație. De ce? Pentru că dacă vrem cu adevărat o schimbare în România, avem nevoie de oameni care au curajul și au claritatea în gândire să se ridice în picioare și să ia cuvântul. Avem nevoie de oameni care atunci când văd o nedreptate în țara asta, se ridică în picioare și vorbesc în privința respectivă. Avem oameni care atunci când văd că țara nu merge într-o direcție bună, se revoltă și pot să-și exprime punctul de vedere într-un mod logic și clar și să se facă auziți. Dar pentru asta avem nevoie de curaj și avem nevoie să știm cum să ne prezentăm, cum să ne susținem punctul de vedere. Dacă sunteți inspirați de această viziune, dacă sunteți rezonați cu această idee, vă invit atunci să vă alăturați acestui proiect și să veniți alături de echipa de proiect și să reușim să-i ajutăm pe studenți să devină mai încrezători în ei și să contribuim la creșterea unei generații încrezătoare. Mulțumesc! Sistemul de învățământ ce că e prost gândit și noi avem soluții, așa-i? Așa se spune. Și am aflat această soluție astăzi de la Ovidiu într-un discurs plin de entuziasm și energie, într-un discurs foarte convingător. O să încep aici prin a spune direct că nu am sugestii de îmbunătățire pentru tine, Ovidiu, nu am reușit să găsesc ceva. Și considerând că ești un vorbitor mult mai experimentat decât mine, am încercat astăzi să învăț ceva din discursul tău. Dacă îmi permiți, voi încerca să ridic cortina asupra multor strategii pe care le-ai folosit pentru a avea un discurs convingător și sper că nu voi da în bar. Probabil cel mai experimentat lucru pe care l-ai făcut tu astăzi pentru a ne convinge de gravitatea problemei și de faptul că noi avem o soluție, este că ai reușit să pictezi imaginea de student victimă în care el se află într-o situație grea, nu din vina sa, dar el având oportunitatea de a merge mai departe. I-ai descris de la început ca oameni excepționali, deștepți, inteligenți, dar care au emoții, tremurau și care se află acolo din motive care nu au fost în control lor. Ei au fost puși acolo într-o situație în care au o problemă. Ai venit apoi descriindu-ne printr-o poveste personală ce ai putut tu să faci ca să mergi mai departe, să treci și că ei au șansa de a ieși din această situație în care nu ei au fost puși. Te-ai folosit de un limbaj foarte creativ la începutul discursului pentru a crea acest contur și pe măsură ce treceai prin discurs, ai ridicat nivelul de energie și constant ne-ai îndrumat să facem ceva pentru că se poate și pentru că putem participa acolo. Cumva am văzut această structură în spatele întregului discurs și sper că este una intenționată, pentru că este o strategie foarte eficientă de a crea o situație în care nu tu ești de vină că ajungi acolo, dar poți ieși afară. Și te-ai folosit și de statistici, te-ai folosit de un limbaj elocvent, de pauze clare în vorbire pentru a aduce acest mesaj. Și la final ai adresat o chemare către acțiune nu doar elevilor, ci și nouă ca să te ajutăm.
Și ai crescut acest lucru prin a arăta gravitatea problemei și prin a arăta cât de relevantă e, ridicându-o la nivelul întregii țări. Că noi românii avem această problemă și folosindu-o de expresii precum avem nevoie de oameni care, repetând acest lucru, avem nevoie, nu doar vrem, ci este important, este ceva esențial. Acestea sunt câteva lucruri pe care le-am înțeles eu astăzi și pe care le-am observat. Sper că vă ajută și pe voi și sper că am avut dreptate și că n-am mers foarte mult pe lângă. Și vă invit să folosiți astfel de strategii când aveți un mesaj cu adevărat valoros pe care doriți să-l transmiteți și o viziune. Felicitări, Ovidiu! Sper că evenimentul va fi grozav și îți mulțumesc pentru că ne-ai convins astăzi să participăm în această situație, în acest eveniment. Bine ai venit la finalul clipului și îți mulțumim că ai stat alături de noi și te încurajăm să te abonezi la canalul nostru de YouTube și să ne dai un like la pagina noastră de Facebook. Ne vedem data viitoare!